Ziua verde a fost un prilej pentru toți tinerii de a îmbrăca în verde curtea școlii. Cu ocazia acestei zile, elevii au plantat copaci de diferite dimensiuni pentru a ajuta natura, dar și pentru a da culoare școlii. Evenimentul de astăzi nu s-ar fi putut desfășura dacă acești elevi nu ar fi obținut bani în urma participării la târgul de toamnă. După ce acești copaci vor fi plantați, curtea va deveni mai impunătoare, o adevărată oază de verdeață, un spațiu din ce în ce mai primitor. Gestul acestor copii speră doamna director adjunct să aibă ecou în sufletele părinților, dar și mai departe, să-i motiveze pe oameni să planteze un copac. S-a desfășurat la școala noastră în ziua de 27 octombrie a doua ediție a unui târg de toamnă care a avut drept scop strângerea de fonduri pentru a schimba ceva în interiorul și în exteriorul școlii din punct de vedere estetic. La acest târg au participat copiii de la clasele primare, dar și părinți și bunici și, bineînțeles, ei și-au expus produsele confecționate. Au fost și copii mai mari care au cumpărat aceste produse, copii de la clasele mari, de la clasele 5-8. În cinstea acestei zile am decis să plantăm tuiele achiziționate în preajma sălii de sport și ulterior vom adăuga în acest spațiu verde alte plante pe care le vom achiziționa ulterior. Acești copaci vor crește odată cu elevii și vor fi martori la maturizarea acestora, ducând mai departe povestea elevilor care iubesc natura și prețuiesc viața. Vom săpa niște groapi, să plantăm niște copăcei brazi. Știi de ce faci lucrul acesta? Pentru că este ziua verde a școlii. De ce este important să plantăm copaci? Pentru oxigen și destul că este mediul foarte poluat. Eu astăzi ajut la plantarea niște brazi și acum strâng frunzele. Știi de ce faci acest lucru? De ce plantezi? Pregătești, practic, terenul pentru a planta tuia? Pentru natură. Elevii au înțeles că evenimentul de plantare petrecut la nivel național este ca o responsabilitate ce le revine de a transforma societatea în care trăiesc din una cu preponderență, mercantilă și fără considerație pentru natură, în una capabilă să-și proiecteze activitățile ținând cont de sustenabilitatea mediului și de etica ecologică.